Bună tuturor! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vom continua să jucăm frumosul și superbul joc Mad Max. Mad Max. Oh my god. Max Payne 3. Da, eram să zic o prostie, în fine. Vă rog să mă scuzați. Eu nu editez videourile, pur și simplu vorbesc, joc, vorbesc și cam asta e. Mai și facem câte o glumă din când în când. Deci vom continua astăzi povestea noastră. Iar în acest episod Max Payne se va tunde. Își va schimba look-ul. Va deveni un adevărat om chiar. Da. Da. Super, super. Priviți-l ce periculos e. Deci nu te poți pune cu un bătrân ras în cap. E un adevărat dur, cu cămașa lui Hawaii, stilul Hawaii. Arată ca un adevărat dur, deci nu putem. Those who spend their lives trying to build a future and those who spend their lives trying to rebuild the past. Acum am intrat în bar, o să o căutăm pe Faviana. Să o găsim. Dar acum stau și mă uit după Golden Gun să văd dacă găsesc vreo una. Voi căuta Golden Guns. Nu se știe niciodată. Portughez, muzica. Sper să nu primesc copyright strikes în data. Că nu am putut să dau melodia asta mai low, înțelegi? Sper să fie bine, să nu primesc strike-uri pe YouTube. Slums have become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly on the cover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. You're fucked, Max. Au nevoie de banii tăi, ochelarii tăi de soare, tot. As a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Low income ass kickers who protected the rich. A scăpat cu bine Max Payne. Like them. În povestea asta, în toată chestia asta. Că nu te-au omorât, e bine. Max Payne e în locul nepotrivit, în momente de genul. There was one thing I'd learned since I've been here. It was that Brazilians came out of the womb kicking a ball.
chance at a ticket out of here. Cred că singura lor șansă de a scăpa de aici e să joace, să ajungă fotbaliști celebri, ca să poată scăpa din sărăcie favelei. I was gonna find my way out of this mess. I was on my own. Deci, Max, nimeni nu te place. Ești doar american. De asta toată lumea nu te place. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Caut niște golden guns pe aici să văd dacă nu găsesc cumva nimic. Trebuie să fim puțin atenți. Nu știm niciodată ce putem găsi. Și din cauza asta. Nu, nimic. Voi încerca să termin jocul ăsta înregistrându-l toată povestea. Pot intra pe aici, din păcate. Asta e. Ce faci, prietene? Fă curățenie, așa, bravo. Oricum, locul ăsta e shitty, așa că degeaba faci curat. Nu știu de ce. Nu știu de ce te mai chinui. Uite că am nimerit într-un bar. Super. Max, ai nimerit-o și mai bine, eu bănuiesc acum. I hoped this classy looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hmm. I buy you a beer. Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Uite, țâțe portughezi, brazilieni. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Brown. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep. He's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. Hmm. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group. Crasha Preto. Yeah, I know him.
They're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's a little weird right now, but I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Cufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's going to happen? The moment is going to come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is going to come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. Interesting. You might want this. You're gonna need this. I'll need it. And if it's Fabiana Bronco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Vedete, noi avem un glonte în freză. Se-i strică extensiile puțin, dreadurile. O să strâng dreadurile, prietene. Sau mai bine zis, fuck off, bitch. Sau îți voi strica dreadurile. Da, un glonte între dreaduri. Exact. Super. Fără drepturi, prietene. Vă strig extensiile, băieți. V-am spus. Don't fuck with me, bitches. Ai nevoie de pistolașul tău. Mulțumesc. Mai trebuie să-mi refac viața. A fost intens aici. Încerc să mai găsesc Golden Guns pe aici. Super. A rămas blocat aici. You ugly motherfucker. Asta pot spune. Aggressive message to the CS from a cop who was apparently too scared to go near any real criminals. It was a strange power play. Let's go.
Bă, încerc să-l bombez pe tip. Surprise, bitch. Bă, un Kalashnikov. Super bine. Super. Unde sunteți, prieteni? Ce faci, prietene? Fugi undeva? You dumb bitch! Asta mergi. Curva pe asta. Îmi pare rău, dar trebuie să fac asta. Bă, eu sunt psihopat, bă. Show was over. It was time to get out of there. Te-ai căcat pe tine puțin. Scuzați-mi cuvântul. Bitch. Jesus, what a fucking creep. De asta a fost chiar ciudat. I want to be sure. Vreau să fiu sigur. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got to a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Voi căuta niște Golden Guns, părți din Golden Gun, pentru că, să fiu sincer, cam am nevoie. Well, Max, you're kind of fucked, Sunshine. But nobody fuck with Max. Max is un dur, in orice situație, in orice zonă a lumii. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna be picky. This was clearly their turf, and I just shot up their favorite skin joint. Super. Fuck you, bitch. Hai, ieși. Ieși, ai vială, prietene.
Hai, fă-te afară puțin, prietene. Să-mi refac puțin viața, că mi-am luat-o bine. Ceva, un golden gun, ceva. Nici urmă de golden gun. Da, prieten, mă, ce faceți? Unde ești, mă? Pe unde trage prietenul nostru? Ah! Nicio problemă, nu este nimeni deocamdată pe aici. Să vedem ce mai putem găsi pe aici. Ok, deci... să coborăm jos. Ceva pe aici? Unde ești, mă? Curumase, mă scuzați. Shit. Fuck. Oh, shit. Nu vin să cred cum am făcut aici. Hai, ești, prietene. Perfect. Perfect. Super. Prietene, am zis, stai cu minte. Perfect. Thank you.
Ah, m-au pindui, băieți, bine aici. M-au cam încolțit, să zic așa. Oh, shit. Oh, fuck, no, no, no. Oh, no, no. No, no, no. De ce ar trebui să sar eu pe acolo? Unde sunteți, prieteni? Nici pe tine. The end. Ți-am încheiat povestea. Ha 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 ha, surprise bitch. S-a meritat. Sincer, s-a meritat. Un încărcător întreg în el, dar s-a meritat. Aveam nevoie de focalizare. Știi Golden Guns? I could hear a woman scream. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Super faza asta, o țin minte și acum. Și acum țin minte faza asta, e super. I-am anihilat pe toți din prima. Am zis, prieteni, stai jos. Ai un F. Frate, superbă faza. Prietene, stai jos, ți-am spus. Băi, ăștia m-au atacat bine, mă. Nenorociți ăștia. Băi, degrabă zis, eu i-am atacat pe ei, dar în fine. Bă, ce arme e asta? Băi, super!
Prietene, ce faci? Ce faceți, bă, băieți, mă? V-ați luat așa pe nepregătite, credeți? A doua parte din Golden Gun. A, urâților, muriți odată. Muriți odată, mă, urâților, mă. Bă, dar greu mai mor ăștia, mă. Au trebuit să mă chinui cu urâții ăștia aici. Iisuse. Trebuie niște viață. Nu mai găsesc painkillers. Ceea ce aș cam avea nevoie în momentele astea de față. Nu mai avem painkillers. Super, mă, super. Și acum când chiar am nevoie. Na, ce să facem? Încercăm să supraviețuim cât de mult putem. Agamea și picioarele Uzi, băieții. Băieții cu Uzi. Oh. Golden Gun. Super. Îmi place când găsesc Golden Guns. Îmi face ziua mai bună. Păi, urâtule. Ți-am zis, stai jos. Ai luat un 4, stai jos. Super. Avem nevoie de painkiller, super. Băi, băieții ăștia sunt cam răi. Nu spui că nimerim iară în iad. These bastards look different, tougher, more capable. Look like Serrano's boys, but I could tell he was moving up the food chain. I hoped Fabiano wasn't going to be served up come feeding time. There was no need to announce my arrival in that part of town. I've drawn more than enough attention already. Băi, atrag atenție, ce să fac? Hai băieți, ieșiți la IV-ale. Bă, dar sunteți nervoși, mă. Urâților, sunteți nervoși. Faceți în mine. Bă, ce faci, mă? Prieteni, ți-am zis. Nu mă atacați prin spate. Vă rog. Băi, urâtule. Am zis. Fiți băieți cu minți. Că mă supăr, nu de altceva, și vin cu uzile după voi și cam asta se întâmplă. Vai, frate.
Surpriză, direct în cap i-am dat la băiat. Unde vrei să fugi, prietene? Nu fugi. I got a surprise for you, motherfucker. Încă o parte. Bă, a treia parte niciodată nu găsesc. Găsesc o grămadă de părți din Golden Guns, dar niciodată parte a treia. Și e puțin, e frustrant când pățesc asta. Soccer had gotten Claudio away from the favela, but it hadn't gotten him far enough. I couldn't imagine his death had done much to boost the CS's approval ratings in that part of town. Claudio și-a luat-o. Băi, atunci ce să faci? A ajuns departe, dar nu prea departe. Emis la portughez? Dai! Așa, domnul portughez. Bine, așa te vreau. O, așa, prietene! Pe burta, prietene, pe burta. Bă, profesioniștii ăștia și-au luat bătaie de la mine. Ce faci, profesionistule? Mă, taci din gură că vin la păvări. Am vrut să fac asta. Prietene, nu mai mă ataca cu un shotgun, că nu sunt așteptat. Băiatul m-a luat pe nepregătite, așa... Pe masă nepregătită, știi? Ceva genul, las că eu te voi ataca cu un shotgun. Nu, prietene, nu să faci chestia asta niciodată. Anunți înainte de a ataca, totuși. Mori, prietene, odată, mori. Ceva pe aici? Trebuie să fiu atent la băieții ăștia, că ăștia poate să apară de oriunde. Băi, cum l-am oprit pe ăla din aer. Puta-i măta, bă! Nu spune mie așa ceva. Păi s-ar putea să te împiedici. Tocmai te-ai împiedicat. S-a zis. Ce naiba făcea? Așa, mă. Așa se face treaba. Unde sunteți urâților? Ah.
Nu fugi, prietene, de mine. Nu vreau decât să te omor. Te rog, ia așa afară, la iubirea. Of, dar nici mai nervează că... Ai, mă... Surprise, bitch! Oh my god, asta a fost bună! Chiar a fost foarte bună faza. Odihnește-te puțin, prietene. Poate ești obosit. Frate, cine vrea să mănânce? Cine vrea să ia masa? Hmm? S-a făcut cuiva foame? Nu cred. Eu cred că da. Mie. Bă, am sunat destul de psycho. Bă, eu caut niște painkillers dacă m-am nevoie. Alți băieți! Surprise, bitches! Ce faceți, mă, curgulițelor, mă? Uite, ascuns, prietene. AK-47, bitches! Unde sunteți, mă? Unde sunteți? Așa, prietene! Uite ce frumos merge muzica cu ce am făcut eu pe aici. Draghi, draghi, my friend. Dar am găsit de unde dădeau băieții firework-urile. Poate să dea foc la tot. Super. Da. That much security, it had to be surrounded with power. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his... Și da, a fost o capcană, bănuiesc. It wasn't like he wasn't expecting me. Mă așteptau băieții, deci nu e o noutate. Așadar, copii, sper că v-a plăcut video de astăzi. Până data viitoare voi continua povestea. Până data viitoare, nu uitați, dați-mi un like, un comment, un subscribe, tot ce doriți. Apreciez orice suport din partea voastră. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și până data viitoare, nu uitați, happy fucking gaming!